Pe data de 31 martie, Republica Moldova va trece la ora de vară. Astfel, în noaptea de sâmbătă spre duminică, ora 3 se va transforma ușor în ora 4. Cum ne influențează această schimbare? O să aflăm în această dimineață de la invitatul nostru, domnul Adrian Lupușor, neurolog și specialist în somnologie. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Am tot auzit că din 2019 trebuia să nu mai trecem la acea oră de vară, dar să rămânem pe ora de iarnă, ora standard, exact. Celebră în documentele de la Comisia Europeană, dar până la urmă continuăm să facem aceste schimbări. Ne afectează trecerea la ora de vară? Da, ne afectează, fiindcă corpul nostru trebuie să se reseteze și să-și reorganizeze absolut toate procesele cu o oră. Și atunci apar mici sau mari probleme, independență de vârstă, independență de comorbiditățile pe care le are persoana și independență de cât de bine se adaptează persoana în genere. Dar procesul ăsta de schimbare durează cam cât? Tot este individual. Fiindcă o persoană care este mai tânără, mai sănătoasă, care face sport, care în genere se adaptează ușor, se va adapta mai repede. O persoană cu careva tulburări cronice, medicale, respectiv se va adapta mai dificil. Practic, fiecare își are cumva termenul în care se adaptează. Are și ceasul biologic care funcționează bine. Un ceas care sincronizează absolut toate procesele din corpul nostru. Și dacă să menționăm că avem în jur de 1 miliard de reacții biochimice per secundă și avem 137 de trilioane de celule, ele cumva trebuie sincronizate și organizate. Și aveți perfect dreptate, avem un ceas biologic în creier, ceasul central, fiindcă, de fapt, orice celulă are ceasul ei personal, după care se conduce și după care își ajustează toate procesele timp de 24 de ore. Și atunci, parcă da, o oră nu-i mult, dar într-adevăr, corpul necesită o sforțare ca să-și reorganizeze, fiindcă nu vorbim doar de schimbarea orei, vorbim de mutarea tuturor proceselor cu ora. Dacă ne trezeam până acum, cum ar fi ora 6, acum o să bea să ne trezim la ora 5. Dacă mâncam până acum la 7 dimineața, acum la 6. Dacă mergeam la volan la orele 7, acum o să fie ora 6. Și tot se mută cu o oră. Și atunci, în spatele acestor comportamente a noastre stau foarte multe procese fiziologice. Bunoară, secreție de enzime digestive, secreție de hormoni și atunci corpul trebuie să se reorganizeze. De aceea, din punct de vedere medical, această modificare nu este tocmai bună, tocmai sănătoasă. Din punct de vedere medical, schimbarea orei ar trebui să fie sistată, fiindcă nu sunt argumente pro această modificare. Rămâne de discutat dacă sunt careva argumente pro din punct de vedere economic, fiindcă inițial asta a fost ideea. În primul război mondial, când au mutat ora, să economisească dieselul, motorina, ca să poată folosi mai mult lumina zilei. Acum avem... Vorbim despre eficiența energetică, da. Avem o oră cu lumină care ar trebui să fie valorificată fără cheltuieli în plus. Poate asta ar crea și raporturi economice mai de succes cu țările care au aceeași practică. Da, unele țări au refuzat în genere această practică și inclusiv și în Republica Moldova un timp nu a fost. Deci, dacă nu greșesc, în timpul Uniunii Sovietice nu se schimba ora. Deci este o practică acum reintrodusă recent și din punct de vedere medical ar trebui stopată. Așa. Dar apropo, care sunt simptomele care ne-ar da de bănuit că, uite, sufăr din cauza acestei treceri la ora de vară? Cum s-ar simți un om afectat de această schimbare? Cred că, în primul rând, depinde de ce problemă suferă, fiindcă pacienții cronici, respectiv, o suferi în direcția celor patologii pe care le au. Dar cred că cu toți cunoaștem că ne trezim mai greu, suntem mai obosiți, a doua zi, parcursul zilei, suntem mai puțin atenți, mai indispuși, mai nervoși, adică niște simptome probabil generale, dacă vorbim de populația generală, iar dacă vorbim despre careva populații mai specifice, bunoară să menționăm aici care sunt grupele de, cumva să numim așa, de risc. În primul rând sunt șoferii, fiindcă iarăși studiile arată că în următoarele zile după schimbarea orei se întâlnesc mai multe accidente rutiere. Fiindcă dacă șoferii nu iau în calcul această modificare, reiese că ei dorm cu o oră mai puțin. Dacă nu se culcă respectiv mai devreme cu o oră, și atunci sunt mai somnoroși. Și fiind mai somnoroși, scade atenția, crește timpul de reacție și atunci crește numărul de accidente rutiere pe parcursul primelor zile, în prima parte a zilei. La fel sunt cumva
supuși riscului persoanele cu boli cardiovasculare. Ori, din nou, studiile arată că în următoarele zile după modificarea orei sunt mai multe persoane care prezintă AVC sau accident cerebral vascular sau infarct de miocard, asta fiind cumva modificarea asta de oră, fiind ultima picătură care declanșează. Desigur că vorbim despre pacienți cronici, pacienți cu mai mulți factori de risc, iar în momentul când apare suplimentar stresul ăsta de a te trezi mai devreme și de a dormi mai puțin, atunci se declanșează deja un eveniment mai, mai neplăcut. Și la fel putem vorbi și despre copii, cum influențează aceasta copii, adolescenții. Iarăși, studiile arată că copiii și adolescenții în următoarele zile după modificarea orei sunt, au careva probleme academice la studii, fiind mai somnoroși, fiind mai puțin atenți, fiind mai greu cu atenția, memoria, și atunci trebuie să luăm în calcul acest moment și să ne străduim să ne pregătim din timp, fiindcă ar apărea întrebarea ce să facem. Aici am vrut să ajung. Cum să prevenim chestia asta? Cel mai bine e să luăm în calcul din timp și să începem pregătirea cu ceva timp înainte, cu o săptămână, 10 zile înainte, și să începem să mutăm și ora de culcare și ora de trezire înapoi, câte puțin. Și astfel ca în momentul când se schimbă ora, deja să fim pregătiți, să fim deja din start adaptați. Dacă nu am reușit să o facem, cel puțin să ne străduim zilele astea, adică azi, mâine și poi mâine, să ne culcăm cu o oră mai devreme și să pregătim seara în așa fel ca să putem adormi cu o oră mai înainte, adică să ne ajustăm igiena somnului și toate activitățile seara ca să câștigăm această oră, fiindcă dacă ne culcăm mai devreme, atunci o să suplinim necesarul de somn și atunci nu o să avem așa multe probleme respectiv dimineața, fiindcă cum se primește? Persoanele sunt nevoite să se trezească mai devreme, fiindcă este vorba de mers la școală, mers la lucru, nu pot să-și permită să doarmă, dar în schimb se culcă după obiceiul vechi. Se culcă respectiv mai târziu în comparație cum ar trebui să se culce. Și atunci se primește că ei se privează de o oră de somn. Și iată, aici este momentul, un moment cheie, privarea de o oră de somn. Iar dacă ne culcăm mai devreme, atunci compensăm această oră de somn și atunci o să avem mai puține repercursiuni. Haideți să vorbim un pic mai mult despre acest fenomen compensatoriu. Spuneați dumneavoastră că în mod ideal ar trebui să ne pregătim cu cel puțin o săptămână înainte de această trecere la ora de vară. Dacă nu am reușit, bună oară, astăzi începem să ne pregătim. Dacă ne rezervăm 5 ore pentru a dormi în plus, ajută sau compensează cei ce nu am dormit zilele precedente sau nu are sens să dormim acum, să intrăm într-un soi de hibernare? Nu. Compensarea somnului își are rost atunci când ne privăm cronic. Bună oară, cum fac mult. De exemplu, sâmbătă, duminică dorm cu 2-3 ore mai mult, fiindcă în timpul zilelor de lucru nu reușesc să doarmă. Acum, în cazul când vorbim despre schimbarea orei, e vorba doar de o oră. Și atunci e suficient să ne culcăm cu o oră înainte. Dar dacă am fost privați, am dormit puțin pe parcurs săptămânii, atunci ar fi o idee să compensăm somnul, fiindcă intrăm într-o datorie de somn. Și somnul e un proces foarte activ și important, unde are loc procese de creștere, de refacere, procese imune, procese de învățare, și atunci lipsa somnului ca cantitativ reduce timpul necesar pentru aceste procese și corpul suferă. De aceea, noi nu putem să înlocuim somnul cu nimic și în cazul când suntem privați de somn în timpul săptămânii, ar fi o idee să compensăm somnul pe parcursul weekendului. Dar, iarăși, cu mult mai sănătos este să ne suplinim fiecare seară, fiecare noapte somnul, fiindcă atunci corpul nostru reușește să se refacă după o zi plină de activități și suntem mai productivi, suntem mai fericiți, suntem mai sănătoși. De aceea invit toate persoanele să iei în calcul, să nu marginalizeze somnul și să respecte acele reguli banale pe care le cunoaștem de mici, dar care tot de mici le încălcăm, le uităm și atunci, la un moment dat, cei care nu dorm bine și nu dorm suficient, ajung să meargă la doctor. Da, se spune că în perioada proximă lumea va bea mult mai multă cafea. Este deja o tradiție. Lumea încearcă să compenseze lipsa somnului cu foarte multă cafea. Da. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru? Cum lucrează cafeaua? Cafeaua amăgește creierul. Deci dacă suntem obosiți,
Este din cauza, deci una din cauzele senzației de oboseală pe care o avem și somnolență este acumularea de adenozină în creier. Este un produs metabolic care se produce în timpul activității creierului. Uh-huh. Și cu cât mai mult adenozină avem în creier, cu atât mai obosiți și somnoroși suntem. Cafeina din cafea, inclusiv și din alte produse, blochează creierul să nu înțeleagă cât adenozină este. Adică cumva îl amăgește, spune că nu e adenozină, cu toate că adenozină este multă. Și atunci creierul se simte bine, se simte mai odihnit și mai puțin somnoros. De aceea, cafeaua ar fi o idee dacă suntem cumva șoferi și... Dar, e o soluție pe moment, cumva. Soluție pe moment și o persoană care doarme suficient, care are un stil de viață sănătos, se va trezi odihnită și nu are nevoie de cafea. Deci necesitatea de cafea indică deja o problemă, cel puțin de lipsa unui somn suficient ca timp sau ca calitate. De aceea să ne gândim mai bine cum să facem să nu ajungem să consumăm cafea, dar dacă totuși nu avem încotro, să nu abuzăm cafea. Asta ori e. 2-3 cești de cafea în prima parte a zilei, cred că ar fi suficient. Uite așa, lecție învățată. Domnule Lupușor, mulțumim tare frumos pentru informații. Vă mai așteptăm cu mare drag să fim și odihniți și poate să vorăm și o cafea împreună.